salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou ATV Vlog. Este marți astăzi și profităm de vremea asta frumoasă și dăm o tură cu ATV-ul. Sunt cu Andra. Hai să sărim un pic. Wow! Aute praful naibii în spate. Așa că am mers la Peco, am făcut plinul și mergem să ne plimbăm puțin. Mamă, ce s-a defrișat și pe aici, frate. Ce s-a defrișat? Dacă vă place acest clip și vreți să mai facem ATV Vlog, să strângem 5.000 de like-uri la acest clip, vreau să vă anunț pentru pasionații de mașini, ca să spun așa, am făcut un grup cu Renault Sport. Grupul se numește pe Facebook mai exact Club Renault Sport România. Așadar, cine are un model, cine deține un model Renault Sport, poate intra în acest grup. O să vreau să ne organizăm acolo să facem niște evenimente faine, gen să ne strângem prin mai multe colțuri ale țării, să ne plimbăm așa în gașcă. Nu știu, vom vedea. Și bineînțeles, pentru pasionații de ATV-uri, vă aștept pe grupul ATV-iștilor de România și acolo suntem deja o comunitate mare. N-am mai fost niciodată singur pe traseul ăsta pe aici. Nu știu unde duce, sincer, dar vom vedea. Am văzut că v-a plăcut și trotineta electrică Vega, cea de la Dacor. Însă mulți ați spus că este foarte scumpă. Într-adevăr, e scumpă, dar e foarte mișto. Dacă nu ai bani, nu ți-o cumperi, pur și simplu. Nu te obligă nimeni să o cumperi. Ouleu! Mie unul mi-a plăcut super, super mult. Chiar e foarte mișto. De noroiul n-ai pe aici. Wow. E noroi mare. Hai să mai dăm în spate un pic. Și hai să-i dăm acum din nou. Mamă, ce noroi s-a făcut aici. Hai, mă! Ce-i cu tine? Ia să-i dăm un diferențial. Bă, ești nebun. Ce are, mă, de nu vrea? Mă, uitați cât noroi e. Hai să-i mai dăm o dată, 4x4. Hai, hai, hai! Nu e, s-au umplut anvelopele deja de... Mamă, deci auzi, deci că ești pe gheață aici.
Ia să-i dau eu și în low. Bighorn. Deci nu mă las până n-o trec. Ce? Iau mai pe aici, că la lunecă. Păi pot să iau și pe acolo, dar eu vreau să trec pe aici. E clar, stăm până mâine. Tu-ți Dumnezeu. Ce e, ce țacuie cu noroc? Ce să fie cu noroc că nu plec după loc? Hai, gris! Gata, mai încercăm o dată, dacă nu o să oculesc. Ia uitați ce e pe anvelope. Gata, par rău aici. Gata, nu-l mai omor. Bă, dar ce are, mă, un cățeș? Mamă, uitați ce am făcut pe mine. Bine că am urcat-o măcar. Gata, după o oră am trecut. Am săpat foarte mult acolo și anvelopele astea Bighorn se încarcă super repede cu noroi și le descarcă foarte greu. Da. Wow. Uite o râmă pe mine. Oh, bă, gămeș. Am și eu? Nu știu, uite și... E plin de râme. Vino să iei pe asta, uite ce frumoasă e. Pupaua și în bot. Vino să dai la o parte. Hai, iau. Ia uitați cât de bine arată. Cu nămol așa. Mamă, cum sare să-mi bag picioarele în roiul ăsta. Hai să ne băgăm pe aici. Ce poate fi atât de rău? Deci nici acum am schimbat uleiul la ATV și cureaua, trebuie să le schimb neapărat. Wow!
ursulețule. Uite, șanță aici. Ohoho. Să-i iau prin boscheți ăștia. Deci nu știu unde o să ajung, dar eu tot merg. Oulu. Ușor aici că ne... Să-l dăm în low și mergem ușor așa. M-am suspendat. Nu, 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 stai acolo. Să urcăm să vedem unde mai ajungem. Se dăm 4x4 și hai să urcăm. Urcă ursulețul ăsta fără niciun fel de griji. N-are nicio problemă. Sper să nu mi se rupă cureaua tocmai acum. Stau un pic cu emoții. Ce urcare mișto e aici. Mamă, ce coastă e aici. Hai să vedem acum. Ai, am urcat-o și pe asta. E un pic mai greu cu două persoane, mai ales dacă ATV-ul e de o persoană. Se lasă foarte, foarte rău de spate. Hai să-l scoci din low. Mamă, ia uite ăsta, frate. Simțeam eu ce... Se simte că cureaua e pe ducă, pentru că trebuie să-l turezi mai mult când pleci după loc. Dar e destul de ok. Wow! Ce-mi place cu cauciucurile de suflate, că amortizează super, super bine. Să ne întâlnim cu ursul. Nu uitați să bubuiți butonul de like dacă vă place acest clip și vreți să mai filmăm clipuri de genul. Wow!
Și acum ieșim în munte. Uite, am ieșit la mare stân aici. Ce? Mamă, ce e aici, frate? Păi știu, și ce vrei să fac? Uite, eu pe aici, așa. Asta pare o stână, nu? Părăsită ceva. Da, să cadă pe noi. Ca să cadă pe noi. Am ajuns undeva, dar nu știu unde. Habar n-am unde suntem aici. Ce e mișto că e cald, nu plouă. Mamă, dar m-am băgat ca dracu pe aici. Oh, oh. Vai de capul meu! Mai bine mă băgam în dreapta pe acolo. Mai bine mă băgam în dreapta și eu în stânga. Să-i dăm patul. Hai de capul meu! Ia să-l dau eu pe loc, că-l forțez. Mamă, unde dracu suntem aici? Asta e un cotez de câine ceva. Hai să vedem ce-i după dealul ăsta. Dacă e mare hău sau ce-o fi. Să gândești că să nu pic n-ai vreo șanță. Deci nu se vede nimic în iarba asta, jur. Ce să vezi în față, mare munte. Și niște oi. Facem o pauză aici? De ce? Te doare? Gata, am ajuns. Hai că a fost fain rău, nu? Deci tocmai aici am văzut că mi fierbe apa aici. În vasul de expansiune. Acum văd că e ok. Deci a fiert un pic apa, dar n-a dat pe afară sau ceva. Pur și simplu borborosea rău acolo. Bine, cred că e normal. Acum văd că s-a calmat. E ok. Ce? A fost stresată. Mhm. Cred că e prima oară când fierbe așa. Sau bine, poate mai fier și nu știu. Uitați cum arată. Deci cauciucurile astea sunt nasoale la noroi, pentru că descarcă foarte greu. Deci pe spate și sunt noi aproape, adică... Gata, voi băieți, plecăm de aici. O să încerc să iau roata așa, să o luăm pe acolo și să ne întoarcem pe partea altă, să văd dacă nimerez drumul. Dacă nu, o să ne întoarcem tot pe aici. Am făcut și noi niște poze pe Instagram. Nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, să fiți la curent cu toate noutățile. Eu auzim că se aud ventilatoarele. Ești gata? Deci a început să bată un vânt aici sus de... Mamă, e jale! Sper să nu vină mare ploaie să ne ocolească. Eu se op pe aici. Cred că trebuie să urc și dealul ăsta.
Da, băi, fraților, probabil voi face partea a doua, întoarcerea. Așadar, cam asta a fost clipul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să-mi dați un follow pe Instagram și nu uitați să apăsați și butonul de like. Iar noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa!